O nouă distracție pentru bucureșteni de astăzi, locuitorii sectorului 3 se pot plimba cu vaporașul pe lacul din Parcul Iore. Asta după ce lacul a fost decolmatat și a fost adus o embarcațiune de agrement. Copiii și părinții lor au fost cei mai încântați de noul mijloc de distracție. Îți place să mergi cu vaporașul? Îți place, mami? Să mergi cu vaporașul? Da! Nu! Este o idee extraordinară, în special pentru copii și pentru noi, adulții. De obicei, eu nu am avut ocazia să mă plimb cu vaporașul. La prima cursă a fost la bord chiar primarul de sector, Robert Negoiță, care promite noi surprize locuitorilor. Vreau să ocolim toate insulele, iar pentru asta ne trebuie pasarele. Avem câteva poduri din pământ. Până anul viitor ne-am propus să rezolvăm toate aceste probleme și să facem în așa fel ca o plimbare cu vaporul pe lacul Iore să fie cu adevărat o plăcere. Embarcațiunea de pe lacul Iore are o capacitate de 50 de locuri și va funcționa de marți până duminică între orele 10 și 20. Nemaipomenit, super bun. Chiar mă întrebam ieri că am văzut că mergeam probe, când oare îi dă drumul. E o bucurie imensă pentru copii.